Dacă fermierii își făceau griji în privința prețului scăzut al grâului, producția de anul acesta le va amortiza din plin investiția în agricultură. Este important de spus că producțiile mari se înregistrează la mari fermieri care au mașini și utilaje performante, care cunosc și aplică tehnologia, iar producțiile obținute de aceștia, la cel puțin la grâu, în multe dintre cazuri depășesc 6 tone la hectar grâu, iar producția medie de 3700 practic este trasă în jos de gospodăriile populației, de micii fermieri care exploatează suprafețe de 5000 de metri, de un hectar, și care nici nu cunosc tehnologie și nici nu au cu ce să o aplic. Specialiștii spun că nici însămânțările de primăvară nu au fost afectate până în prezent de vreme, astfel că și în cazul acestora prognozele sunt optimiste. Culturile de porumb și floarea soarelui predomină în județul Prahova, împreună acoperă o suprafață de aproape 80.000 de hectare. Starea de vegetație este una bună și sunt premizele unor recolte foarte bune și la culturile de porumb și floarea soarelui, asta în condițiile în care nu vom avea de-a face cu secetă pedologică și atmosferică. Potrivit reprezentanților Direcției Agricole Prahova, anul acesta prețul grâului va fi în jur de 70 de bani pe kilogram.